Domnul și domnul, din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii Dezbaterea Zilei. Proiectul de finanțare a Angel Salini a intrat, cum se spune, în pâine. Încep să vină finanțări pentru acele proiecte care au fost aprobate. Despre acest lucru și despre alte proiecte ale Comunei Tomeș discutăm astăzi cu invitatul meu, domnul Ștefan Timofte, primarul Comunei Tomeș. Bună ziua, domnule primar, bine ați revenit în platourile noastre. Bună ziua, mulțumesc de invitație, bine v-am regăsit. Bucuros sau nu în ceea ce privește programul Angel Salini? Bucuros nu, dar într-un fel sunt mulțumit pentru că am primit trei proiecte aprobate. Aprobate, da, două pe canalizare și unul pe poduri și podețe. Dar eu am depus șase de toate. E jumătate, tot e bun, și, nu? Da, ce se întâmplă? Pentru că a fost un procent destinat apă și canalizare, am înțeles că nu am putut să prind un drum pentru asfaltare. Pentru că, să știți, apă, canalizare vor fi pe toate fondurile de finanțare, pe mediu, pe AFM, vor tot fi de acum încolo fonduri de finanțare. Și tot s-au îngrămădit la drumuri. Dar eu, pentru că am acum, sunt în lucru cu 10,5 km de asfalt și mai am încă 6,5 care o să-i asfaltez tot prin CNI, am zis că cel mai important lucru este să duc apă canalizare și apoi eu vedea să venim și cu asfalt, pentru că ar fi trebuit să asfaltez un drum care nu avea apă canalizare pe el și trebuia să fi făcut aceste lucrări din buget. Și atunci chiar sunt mulțumit că am prins un proiect de 4 milioane de lei, platforma Comtom. Bun, da. Deci rezolvă acolo o problemă pentru toți cei care își desfășoară activitate industrială acolo. Și un proiect de 26 de milioane pentru extinderea apă canalizare în toată comuna. Aici este un lucru îmbucurător, pentru că nu se ține cont de cost-beneficiu, adică nu se ține cont de câți abonați se vor racorda. Am extindem pe intravilan și așa, și Tomeștiu, cum are foarte mult intravilan extins, încercăm să rezolvăm, nu în totalitate, pentru că Tomeștiu v-am mai explicat, l-am dezvoltat foarte mult pe intravilan, atât rezidențial cât și industrial, dar acoperim măcar cercul 1 și cercul 2. De acum noi lucrăm ca la zona metropolitană. Ca la zona metropolitană, cercul 1, cercul 2. Bun, stați-o leacă, ați spus că un proiect pentru platforma Comtom, acolo ce va fi, apă, canalizare? Nu, acolo este apă, deci s-au racordat ei cum au putut și acum voi face canalizare pentru platforma Comtom. Asta înseamnă că pe platforma Comtom acum va fi o cerere extraordinar de mare, dacă mai sunt spații libere. Mai sunt spații nu libere? Prea mai sunt spații libere. Toate sunt... Da, ei știu, pentru că am discutat cu ei, sunt și solicitări de partea lor. Și a spus că pentru apă și canalizare, cât din comună puteți acoperi cu proiectul ăsta? Păi să vedem, pentru că când am depus era vorba de vreo 26 de kilometri, dar crescând costurile acum, să vedem cum ne încadrăm. Deci o să trebuiască să refacem cumva calculele. Eu zic că undeva din intravilanul extins acoperim undeva la 60%, 60-70%. Asta este un lucru bun, cu toate că Tomeștiu în fiecare an se tot extinde. Da, noi... Stau și mă gândesc că veți avea un intravilan extins destul de mare în vreo 4-5 ani. Da. Înseamnă că deja vedeți spre viitor pentru acel intravilan extins, ceea ce înseamnă rețele de drumuri, canalizare, apă, gaz, metan, curent electric, nu? Exact. Proiecte care vor fi finanțate din fondurile proprii sau încercați să găsiți o sursă de finanțare? O parte din fonduri proprii și o parte din fonduri care vor fi. Suntem deja pregătiți pentru orice fond de finanțare care apare. M-am înțeles. Avem pe PNRR, pe AFM, pe CNI, tot ce fond apare, încercăm să accesăm. Nu pierdeți, nu ratați nicio posibilitate de finanțare. Nu ratăm, pentru că tomeștenii sau cei care se mută în Tomești au... pretenții și noi trebuie să venim să-i mulțumim. Apropo de cei care se mută în Tomești, cu cât a crescut populația Tomeștiului? Da, este o mare problemă aici. Tocmai s-a încheiat recensământul și aș vrea să punctez că din punctul meu de vedere, iarăși s-a făcut un recensământ de aiurea, adică nu reprezintă realitatea.
De ce spun acest lucru? Pentru că a lăsat posibilitatea ca fiecare să se recenzeze și ei s-au recenzat acolo unde și-au domiciliu. Uh-huh. Da? Mulți și-au lăsat domiciliu pe orașul Iași sau în alte localități, s-au mutat în Tomești și lucrul ăsta ne dezavantajează. Mai mult decât atât, când am mers cenzurul la om acasă, omul a crezut că, domnule, dar nu știe primarul ce să facă și că o să mă pună la gunoi sau o să mă pună la taxi. Dacă sunt mai mulți membri ai familiei... Da. Și-au declarat mai puțini persoane sau... Și iarăși, după părerea mea, este un lucru greșit. Dacă o persoană este plecată la muncă în străinătate, persoana respectivă nu este român, de ce nu a putut fi recenzat? Pentru că omul când vine din străinătate, după 2 luni, după 1 an, el are pretenții, ca în Italia, vrea apă, vrea canalizare. Pentru că ce se întâmplă? Din păcate, fondurile, atât europene cât și guvernamentale, inclusiv bugetul când se repartizează, se repartizează pe număr de locuitori. Exact. Este un calcul, număr de locuitori cu suprafața de intravilan și așa mai departe. Și noi ce facem acum? Am mai strâns intravilanul, vin oameni din alte localități să-și construiesc case acolo cu pretenții că vrea apă, canalizare, gaz, el nu are mutații pe Tomești, dar eu nu primesc bani pentru el. Înțelegeți? Da. Deci este o mare problemă, păi, iar acum, populația repet, a scăzut? Acest recensământ, da, a scăzut. Deci, curios, asta e, avem undeva la 97, nu știu cât, aproape 98% din ceea ce am avut la recensământul anterior. Păi, dar și acel recensământ, da, tot prost a fost bun, făcut. Stați puțin, câte autorizații de construire a eliberat Comuna Tomești? Păi, peste 200 pe an. 200 pe an, pentru locuințe? Pentru locuințe, da. Deci, dacă ar fi să luăm de la ultimul recensământ... Păi, după părerea noastră, deci după calculele noastre, așa, noi ar trebui să fim în jur de 18-19 mii de locuitori. Și cât sunteți? Și suntem spre aproape 11 mii. Am avut 11.200 și ceva și acum nu avem 11.000. Avem 10.700 și nu știu cât. Bun, acum mi s-ar părea absolut firesc ca și autoritățile centrale să iei în calcul, domnule, dacă acea comună a eliberat atâtea autorizații de construire și s-a făcut și procesul verbal de recepție, înseamnă că acolo locuiește o familie. Într-adevăr, aici aveți perfectă dreptate, pentru că sunt familii care au mai multe locuințe și și-a păstrat buletinul de Iași sau a zis, domnule, în Tomești mă duc, dar cât mai este valabil buletinul de Iași, îl las buletin de Iași și mă recenzez acolo. Da, aveți perfectă dreptate. Va fi o problemă în ceea ce privește finanțarea. Cum veți reuși să o rezolvați? Că finanțele vin în funcție de numărul de locuitori. Banii pe care îi vom avea, cu aia vom defila. Problema este că vom cheltui foarte mulți bani pentru studii de fezabilitate, pentru proiectări, pentru studii, geo și așa mai departe, până aprinde un proiect. Vreau să vă spun că am 2 proiecte depuse la CNI. Am depus, am făcut cu CTE, cu pre-CTE, cu CTE, cu tot. Am făcut inclusiv proiectarea. Așteptam să fie scos la licitație execuția. Primim adresă, refaceți calculele. Asta înseamnă alți bani. Pe motiv că ce că s-au schimbat prețurile. Da, s-au schimbat prețurile. Alți bani, altă distracție. Facem din nou pe alți bani reactualizarea prețurilor, da. Depunem, dar o ia de la capăt. Pre-CTE, CTE, minister. Asta ce este? Asta da. Este o, nu știu, o amăgeală așa. Bun. Adică noi cheltuim bani pe SF-uri, pe tot felul de chestiuni, până când aprinde un proiect. Bun, dar la ora actuală aveți și proiecte în curs de derulare, nu? Avem, dar proiectele care sunt astăzi în curs de derulare este rodul muncii de ani de zile din urmă, de 3, 4, 5 ani. Așa este, dar vreau să vă întreb un lucru, pentru că s-au modificat prețurile. Adică acel constructor vine și spune... Păi și acolo au făcut reactualizări de prețuri. Da? Vi s-au aprobat finanțarea pentru reactualizări? S-au aprobat cele care au început deja, care au fost licitate. A fost acea ordonanță care a permis cu reașezarea, da, prețurilor. Reașezarea prețurilor. Oricum, nu s-au încadrat chiar cât s-au majorat cu cât au cheltuit ei. Dar lucrările continuă. Mă refer aici la asfaltarea celor 10 km de drum, la canalizarea pe Poim. Uh-huh. Și
Mai avem și alte. Avem acum, intră în execuție în vreo 2-3 săptămâni, o să intri extinderea de gaz metan pe satul Goruni. Avem aici cu finanțare noi 700.000 și e un gaz 1.100.000. Da. Bun, dar până când vor începe lucrările, parcă văd că iarăși o să crească prețurile. Păi, eu asta vreau să vă întreb, pentru că la ora actuală prețurile sunt într-o dinamică ceva de speriat. Se anunță că nu o să mai fie gaz, că o să crească prețul la gaz, la curent electric, la combustibil. Cum veți reuși să totuși să manageriați? Pentru că s-ar putea la un moment dat guvernul zică, domnule, gata, nu ne mai interesează, ați dat prețul ăsta, mergem cu prețul ăsta. Păi mai degrabă făceau așa, spuneau, domnule, ăsta este prețul aprobat, dacă vreți ca proiectul să meargă în continuare, veniți voi cu cofinanțarea. Aveți posibilitatea să cofinanțați? Aș fi acceptat, pentru că am două proiecte importante, am Casa de Cultură și sediul de primărie, și chiar sunt necesare comunii Tomești și aș fi acceptat cofinanțare. Dar nu permite, nu, refaceți din nou, mai durează un an de zile. Asta vreau să vă întreb, cu cât se amână? Cu un an de zile se amână? Păi ca să intri în pre-CTE, CTE și ordin de ministru, durează cam un an de zile. Păi într-un an de zile, dacă se modifică iarăși prețurile? Păi asta am întrebat și noi și chiar am se merge pe o spirală așa. Domnule, dă-ți bună, până când intră din nou la licitație, până când trec prin toate comisiile astea, și, domnule, asta e legea. Credeți că s-ar putea, nu știu, s-ar putea modifica legislația să vină în ajutorul autorităților locale? Da, cu siguranță că doar ei poate să da niște ordonanțe. Dom'le, sunt proiectele astea care sunt cu ordin de ministru. Dacă o unitate teritorială administrativă dorește cofinanțare, poate legislație. Dacă nu își permite să cofinanțeze? Asta, da, să cofinanțeze, așteptăm din nou de la coadă. Adică ca și cum astăzi te-ai înscris cu proiectul ăsta. Bun, din punctul dumneavoastră de vedere, credeți că aceste proiecte care sunt finanțate prin Angel Salini vor avea banii până la sfârșitul anului? Adică se va putea... Asta este și temerea noastră. Eu, când s-a lansat acest fond de finanțare, chiar mi-am făcut treaba și am depus 6 proiecte. Extindere de gaz, drumuri și canalizare, așa cum v-am spus. Nu știu dacă... Sunt foarte mulți bani. Să dea Dumnezeu ca guvernul să aibă acești bani. Dar eu înțelegeam că e o mare problemă cu cofinanțarea guvernului pe PNRR. Că acolo tocmai. Sunt mulți bani care... Acolo este vorba de o sumă mare în care guvernul trebuie să cofinanțeze și ei proiectele respective. Deci sunt speranțe până la sfârșitul anului să... Aici, după părerea mea, este primul venit, primul servit. Adică vor avea o parte de bani, de asta noi și lucrăm deja. M-am apucat de treabă, n-am putut până acum, că nu știam exact ce și cum aprobăm, obținem. M-am apucat deja de SF, de tot ce trebuie, înseamnă... dar nu știm deocamdată ghidul, nu știm dacă SF-ul este eligibil, nu știm dacă studiile sunt eligibile. Pentru că dacă nu, imaginați-vă la 26 de milioane de lei să fac un SF, cam cât costă măcar în jur de 100.000 de euro. Da, 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 da. Da, adică, vă dați seama, bani cheltuiți din buget ca să faci un SF. După aia, teoretic, măcar proiectarea ar trebui să fie... finanțată. Da, finanțată. Am înțeles. Domnule primar, mulțumim foarte, foarte mult pentru participarea la licitație și succes, pentru că, într-adevăr, la Tomești și nu numai în zona Tomeștiului, dar în special la Tomești, se fac investiții pentru viitor. Doamnelor și domnilor, suntem la finalul acestei ediții. Finanțarea acelui program Angel Salini, da, este un lucru bun atâta timp cât guvernul va avea și banii necesari pentru a-l susține, pentru că este un program susținut de către guvernul României. Marea problemă este faptul că în urma recensământului, undeva prin decembrie vom cunoaște datele finale, fiecare unitate administrativ-teritorială va fi finanțată în funcție de numărul de locuitori. Și aici, într-adevăr, cum a spus și domnul primar, este o mare problemă. Sunt foarte, foarte mulți români care locuiesc într-o localitate, dar care s-au recenzat sau au fost recenzați în altă localitate. Și atunci nu mi se pare firesc acest lucru. Dar asta este problema autorităților. Mai mult decât atât, dacă banii nu vor veni la timp, creșterea prețurilor va determina fiecare autoritate locală să schimbe întru totul strategia. Dar să sperăm că totul va merge bine. Până data viitoare, cele bune. La revedere!